Deputatul Cezar Preda ar fi unul dintre parlamentarii afectați în cazul în care o propunere reformatoare ar fi aprobată la nivelul partidului. Inițiativa aparține purtătorului de cuvânt al PNL, Adriana Săftoiu, care solicită ca aleșii, care s-au bucurat deja de 3 mandate, să nu mai prindă un loc eligibil pe listele de candidați de la alegerile generale din toamnă. Așadar, Cezar Preda s-ar număra printre cei vizați, buzoianul aflându-se la al 3-lea mandat de deputat. O decizie va fi luată la nivel central și ar putea fi în contrast cu politica de reformare adoptată de conducerea PNL. Preda a devenit deputat de Buzău în anul 2004 sub culorile PD. În anul 2008 a pierdut bătălia pentru Palatul Comunal împotriva lui Constantin Boșcodeală, câștigând în schimb încă un mandat de parlamentar pe listele Alianței DA. În 2012 a pierdut o altă luptă, cea pentru fotoliul de președinte al Consiliului Județean, dar a prins un nou mandat de deputat, însă la redistribuire. În ultima jumătate de an, Cezar Preda s-a dezis de organizația de la Buzău și a preferat să se ocupe de problemele de la nivel central, iar la aproape o lună după alegerile locale a fost trimis să coordoneze activitatea filialei PNL din Dâmbovița.